vibrații, frecvențe, minte, trup, spirit și suflet. Sunt Cristina Rad și vă invit în Inconcordia să înțelegem importanța lor în viața noastră și să explorăm conexiunile dintre ele. Invitatul meu de astăzi este producător, regizor și scenarist al serialului Egregora, Comoara Pierdută, pasionat fiind de istorie, filozofie și terapie holistică pe care ni le transmite prin arta cinematografică. Bine ai revenit în proiectul Inconcordia, Andrei Chiriac. Bună dimineața, îți mulțumesc pentru oportunitate, îi salut și pe telespectatorii noștri. Andrei, am anunțat în episodul trecut că astăzi vom vorbi un pic despre zonele din România numite noduri energetice, acele locuri unde mergem să ne încărcăm cu energie pozitivă, în care oboseala dispare, așa că aș dori astăzi să vorbim despre Gura de Rai, platoul din Bucegi, unde știu că ai și filmat. Spune-mi, bănuiesc că nu întâmplător ai ajuns acolo. De ce această zonă? În primul rând, mi-e foarte dragă. Am călătorit în zonă când eram copil. Taică-miu cumva când era copil mergea acolo și probabil mi-a transmis-o și mie cumva informația, adică. Am ales să fac primele secvențe ale serialului Egregora acolo. Prima secvență în care se vede Vlad Țepeș este pe Valea Obârșiei, lângă ceea ce popular numim Gura de Rai. Există o secvență în care Vlad Țepeș, în 1462, deci în ultimul an de domnia lui, pierde o bătălie cu turcii și după ce dă poruncă unor boieri să se ascundă la mănăstirea de la Snagov, el împreună cu niște cavaleri, cu niște dragoni, vine pe Valea Obârșii pentru a întâlni un alt personaj frumos al filmului nostru, Contesa Magia, pentru a-i da un obiect magic care joacă un rol foarte important în film. Valea Obârșii. De ce tocmai aici? Pentru că aici a început totul, Vlad. Hai! Hai! Și am ales Valea Obârșii nu întâmplător pentru că acolo este, într-adevăr, după părerea mea și nu numai a mea, un loc special, cu energie specială, un loc pe care îl vizitez cu plăcere de oricâte ori am ocazia. Unde mă duc și, într-adevăr, mă încarc, mă curăț, îmi place să spun. E un loc de regăsire, așa, de meditație, tocmai bun pentru introspecție și alte lucruri frumoase. Zonă unde, după alți prieteni de-ai mei, cu care fac anumite tehnici, cum ți-am spus, prin munți, se dezvoltă și percepție, dacă faci anumite tehnici, acolo, în zona asta de putere, cum le numim, percepția devine un pic mai sensibilă. Și pot să descarc anumite informații, te rog. Trebuie să ai o anumită stare când te duci în acea zonă. Vorbeai tu la un moment dat că pentru a pătrunde în misterele acestei zone, trebuie cumva să ne curățăm, să mergem cu anumită smerenie. Ce anume? Ce înseamnă a te duce acolo curățat? După părerea mea, e musai să fie așa. De exemplu, când mergem în aceste tabere, a treia sau a patra zi urcăm spre vârful Omuls și mergem pe Valea Obârșii. Primele două zile sunt de acomodare și practicăm niște exerciții în care curățăm cotidianul bucureștean, să zicem. Adică te eliberezi cumva de energiile negative, pe care dacă pot să spun. De tot felul de chestii negative pe care le acumulezi, vrei, nu vrei, în orașul în care tu ești. În acest cotidian, îmi place să spun.
abia după 2-3 zile ușor-ușor simți energia locului și poți să fii mai sensibil, poți să percepi altfel informația pe care ți-o oferă locul, acela pe care noi îl numim sacru. Bine, bănuiesc că faptul că în acele 2-3 zile, de fapt, încercăm să ne recentrăm cumva pe noi, pentru că exact, în cotidian exact, suntem tot centrați un pic pe exterior. În acele ne două trei zile... un pic energetic, apoi suntem gata să facem această călătorie foarte frumoasă, pe care o înțelegem altfel, o simțim altfel. Nu este doar un mers pe munte, un erup până la vârful omul, ci este o călătorie de autocunoaștere și... o călătorie în care de obicei primești mesaje foarte benefice sufletului tău, mesaje de care chiar ai nevoie pentru evoluția ta, pentru călătoria ta. Cel puțin așa ni s-a întâmplat nouă. Poate aceste mesaje vin chiar de la sufletul nostru către mintea noastră un pic limitat. Probabil, acolo ești un pic mai deschis locul permițând așa ceva. Repet, nu numai în Bucegi se întâmplă asta, dar am ales Valea Obârșiei ca prim punct de filmare, urmând și Ciaclău și zona Buzăului și Retezatul și Sarmizegeta și multe alte zone din țară, dar Bucegii reprezintă un loc important pentru mine. Repet, este acel triunghi între Sfinț, Vârful Omului și... Am zis că este un platou de cam un kilometru. Așa se spune. Cum am mai spus și pe altă ocazie, eram acolo pe vale și... mă uitam în zare și contemplam și a venit cineva cu telefonul în mână cu GPS-ul pornit, căutând Gura de Rai, pentru că într-adevăr pe hartă apare ca și cum ar fi un loc anume Gura de Rai și m-a întrebat dacă știu unde e Gura de Rai. L-am invitat să închidă telefonul, să închidă GPS-ul, să se conecteze dacă poate la zonă și poate și găsește. Nu pretind că am găsit Gura de Rai niciun caz, dar există zone în care, într-adevăr, mă simt altfel decât la coalele muntelui, la Padina sau în alte zone. Oricum, ceea ce numim Gura de Rai este foarte aproape de... Da, să vreau să te întreb. Care sunt punctele de reper? Știu că este Valea Doamnelor, este chiar și izvorul Ialomicioarei, nu? Exact. Și vârful Omul până acolo? Nu, vârful Omul și Vârful Ocolit. După unii, Vârful Ocolit este mai important din punct de vedere energetic decât Vârful Omul. Dar până acolo avem de-a face cu această frumoasă zonă în care, repet, câteodată se manifestă lucruri. Spun unii că au fost și anomalii electromagnetice și că s-ar fi întâmplat tot felul de lucruri aparent paranormale. N-am simțit asta, nu pot să fac această afirmație. Pot să spun doar că e o anumită stare care îți permite să percepi și alte mesaje pe care altfel poate în cotidianul bucureștean nu le-ai fi simțit. Acolo descarci altfel informații. Da, categoric. Am citit că indiferent cât de obosit ai fi, când ajungi în acea zonă, oboseala dispare. Ați simțit-o voi? Eu nu sunt deloc obosit pe munte pentru că, repet, mi-e foarte dragă zona, am o bucurie uriașă când ajung în zonă și aproape că fug până pe vârful muntelui. Mănânc foarte puțin când sunt în zonă, puțină miere dimineața, poate un măr, apă sau deloc și cu toate astea parcurg traseul de câteva ore fără probleme și cu mare bucurie. Am învățat de asemenea și datorită prietenului nostru Vasile Păun să călătorim altfel, să percepem altfel călătoria. Cu anumite etape, să urcăm altfel muntele, lucru pe care îl transpunem și în viața de zi cu zi. Dacă învățăm într-adevăr să urcăm în ghilimele la Vârful Omul, putem să facem lucruri mărețe și în viața de zi cu zi. Asta e o tehnică pe care o să o explic la un moment dat într-un episod în film. Eroii noștri vor parcurge această călătorie și vor învăța de la un localnic cum se merge pe munte, de fapt, cum se urcă muntele și cum se ajunge la Marele Sfinx, la Maestosul Sfinx și la Secretul Vârfului Omul. Altfel te duci doar acolo ca turist, faci un hey-rup de câteva ore, faci câteva poze, bei o bere și te întorci acasă cu poze
fabuloase, dar misterul locului poate nu este pătruns așa cum s-ar cuveni. Andrei, de unde crezi că vine denumirea de gură de rai? Probabil din anumite legende străvechi, gura de rai fiind locul unde cerul se unește cu pământul. De exemplu, l-am citit pe Vasile Lovinescu în opera sa, în cartea sa extraordinară, Dacia Hiperboreană. Există un capitol dedicat munților Buceci, iar Vasile Lovinescu, care a fost un discipol al lui René Guénot, care vorbește despre Agartha, despre poarta spre Agartha, despre lumea subterană, e făcut un part dintr-o mișcare în perioada interbelică. Vasile Lovinescu trăind până spre 1980 și ceva, mi se pare că a murit. Vorbește despre o peșteră uriașă sub Sfinx și sub vârful Omul. O chestie absolut fabuloasă, cu o intrare extraordinară, o peșteră care s-ar fi cartografiat vreo 20 de kilometri, apoi lucrurile au încetat. Ceva absolut senzațional. O poartă spre o lume subterană, cum am spus. De asemenea, există această carte a reginei Carmen Silva, regina Elisabeta, adică a noastră, regina României, poveștile Peleșului, în care sunt povești culese de ea, scrise de ea, bineînțeles, dar nu inventate de ea, ci sunt culese de la oamenii locului, cu ocazia citării sale pe la Castelul Peleș, în timpul construcției Castelului Peleș, de fapt. Povești care se referă, de exemplu, la vârful Caraiman, vârful Omul, cetatea Babelor. Un fel de mituri? Un fel de legende? Da, dar au un sâmbăre de adevăr. Există aceste alegorii, aceste metafore, care, de fapt, acoperă un adevăr străvechi. Eu cred că există o sâmbăre de adevăr. Cred că zona Sfinxului a reprezentat ceva la un moment dat în străvechime, probabil acum mii și mii și mii de ani. Ceea ce vedem noi astăzi, cred că este o chestie antropică, nu este făcută de natură, nu sunt neapărat naturale. Am văzut pe mai multe trase lucruri similare cu ceea ce numim babele. Deci, ar putea fi o chestie construită. În țara noastră, în anii 60, a venit un cineast din America Latină, Daniel Ruzo, care a făcut un documentar, Chipuri în piatră, se numea, sau Misterele din piatră, o chestie fabuloasă, filmată pe 16 mm, în care a filmat în Munții Buceci tot felul de forme, de chipuri, care se văd doar la anumite ore, când soarele bate într-un anumit fel. Acest film a fost, la un moment dat, interzis de dictatură și scos pe piață, iar Ruzo a fost făcut pachet și trimis înapoi în țara sa. Dar a făcut niște cercetări foarte interesante în Munții Buceci, iar rezultatele deocamdată sunt un pic ținute într-un sertar. Spune-mi dacă ai avut un feedback așa de la oamenii cu care ai lucrat acolo, actori, tehnicieni, dacă și ei au simțit, dacă și ei au avut aceste percepții, să zicem. Câțiva mi-au împărtășit din lucrurile pe care le-au simțit, nu toți, pentru că la filmare a fost așa o excursie scurtă? O producție, nu, solicitantă, pentru că filmăm foarte mult într-un timp foarte scurt, din cauza bugetului și pentru că vremea din când în când ne joacă feste acolo, așa că trebuie să fim foarte eficienți și nu prea avem timp să contemplăm și să medităm. Asta o facem cu altă ocazie. Eu de obicei mă duc cu o zi, două înainte la locul respectiv și vizualizez cam cum ar decurge filmarea și lucrurile se întâmplă de obicei în tocmai. Deci partea de meditație o fac înainte de filmare și după aia, după filmare, mai rămân un pic și mulțumesc momentului. Dar la filmare nu, este agitație mare și trebuie să fim ca un ceas elvețian, tot trebuie să fie ca la armată. Da, deși în imagini reiese o
o stare de spirit, mai ales acea când apare Maya Morgenstern cu toiagul și apare în plin, pe plin, în plin platou. Sunt momente absolut extraordinare. Joacă un personaj care ar ști câteva secrete despre poarta din munte, din muntele ascuns. Nu îndrăznesc să spun poarta din Bucegi, pentru că nu am o dovadă în acest sens, dar poarta din munte, poarta pe care în străvechime o păzeau acești solomonari, acești preoți, secretul fiind dat din tată în fiu de la maestru la ucenic, tot așa până în ziua de astăzi, o poartă care se manifestă din când în când și se deschide celui care, într-adevăr, are inima curată și merită să intre în această zonă extraordinară, pe care o numim templu. Altfel, nu. Sunt foarte mulți care se duc acolo cu tot felul de tehnologii, cu tot felul de tehnici de-astea, să caute nu știu ce lucruri bizare prin munte și, evident, trec pe lângă această zonă, pentru că această zonă nu li se arată, pur și simplu. Nu li se manifestă. Da, cum ai spus, depinde cum o căutăm. Depinde cum o căutăm, cu ce gând, care este gândul din spatele gândului. Popular spus, dacă ai inima curată, lucrurile ți se întâmplă, ți se arată. Dacă nu, o să vii cu tot felul de tehnologii, cu tunul de plasmă și cu altele, lucrurile nu prea se întâmplă. Mulțumesc, Andrei, pentru intervenția ta de astăzi. Cu siguranță, cel puțin mie, mi-ai dat foarte mult dorință de a merge în această zonă. Fiecare om simte diferit, nu trebuie să simți ce simt eu. Fiecare om acolo trăiește anumite experiențe conform nivelului său, conform... Cu siguranță experiențele sunt unice și fiecare sunt pentru fiecare în parte diferite, dar energia locul de acolo o simte... E ca un amplificator, potențează foarte mult starea interioară. De asemenea, dacă ai stări de frică sau angoase sau tot felul de gânduri necurate, lucrurile se pot amplifica. Deci, okay, atenție cu ce gânduri te duci acolo, pentru că s-ar putea să trăiești senzații mai puțin plăcute. Andrei, o zi frumoasă îți doresc. Te aștept în episodul următor. Mulțumesc pentru oportunitate. Cu mult drag și te aștept în episodul următor în care vom continua discuțiile despre zonele minunate ale României. Mulțumesc din suflet. O zi bună.